Domnul Dedu, cum v-ați hotărât să candidați la vicepreședinția CSR-ului? Nu cred că a fost un moment în care m-am hotărât. Cred că este un lucru normal. Sper să continui drumul alături de o echipă bună, o echipă tânără, o echipă entuziastă, o echipă care a făcut multe în ăștia 4 ani. A fost alături de toate federațiile și nu cred că e vorba despre o hotărâre, este vorba despre o continuare a unui drum și a unei munci. Astăzi o adunare generală într-o perioadă grea pentru tot sportul românesc, cu toate acestea au venit foarte mulți membri aici, și pe o vreme caniculară. Este o zi cu totul și cu totul specială pentru mine, mă simt foarte, foarte bine. Am avut vorum într-un moment greu, la 40 de grade. Oamenii din handbalul românesc au arătat că sunt solidari, au înțeles mesajul federației, fiindcă trebuia să ne validăm bilanțul pentru a intra în legalitate și a putea depune actele. Sunt foarte, 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 foarte fericit, iar faptul că această întâlnire s-a desfășurat într-un mediu atât de plăcut a adăugat, haide să spun eu, sarea și piperul. Mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi președintelui Covaliu, secretarului general Boroi, cât și directorului de la Izvoran, domnului Dan Pojoreanu, pentru modul în care ne-au primit și securitatea pe care ne-au pus-o la dispoziție apropo de COVID. Puteți să ne vorbiți puțin despre rețeta financiară a federației pe timpul dumneavoastră? Sau în timp? Sună la udă. Ideea este în felul următor. De când sunt președinte, bugetul federației anual a crescut de vreo 2 ori și jumătate. Restul e puțin. Ce să zic, am plecat cu 2 centre de juniori, unul la fete, unul la băieți. În momentul de față avem 8 centre care presupun costuri, presupun logistică, presupun foarte multe alte lucruri. Munca pe care eu și echipa mea am desfășurat este o muncă care va da roade într-un viitor, sper, cât mai scurt. Ce ne puteți spune despre startul sezonului la fete și la băieți și despre Cupa României? Nu pot să vorbesc cu certitudine, nu pot să dau o dată. Ceea ce pot să spun este că în momentul de față avem un plan foarte clar, avem o dată de începere a competițiilor, sperăm ca autoritățile să observe că în sporturile de echipă în sală riscurile sunt mici și să ne dea voie să ne desfășurăm activitatea. Cum vedeți situația pentru juniori? E aceeași ca și pentru seniori. Copiii trebuie să se miște, că și imunitatea asta și puterea de a lupta cu boala vine din sport, vine din mișcare, vine din alimentație corectă. Dacă îi protejăm și ținem în casă și nu-i vede soarele, sunt pradă ușoară în cazul în care au neșansa să întâlnească virusul. Cum este să fiți președinte al unei federații într-o asemenea perioadă? Așa cum am spus-o și în adunarea generală, anul din vara trecută și până acum s-au întâmplat niște lucruri cu care n-aș fi vrut să mă întâlnesc ca și decident, ca și conducător, fiindcă sunt lucruri cu care nu s-a întâlnit niciodată nimeni și, sau cel puțin în viața noastră, în timpul vieții noastre, și nu e taman ușor să iei decizii, fiindcă vorbim despre viața mii, zeci de mii de oameni și responsabilitatea este foarte mare. Asta nu înseamnă că nu ne-o asumăm și nu avem strategie pentru fiecare ecuație în parte.